Echipa pregătită de Marian Pana a început prudent jocul și a așteptat pe atac greșelile jucătorilor gazdă. După pauză, jucătorii reșițeni au devenit mai insistenți în joc și pe fondul unor erori în apărarea gazdelor au deschis scorul în minutul 53 prin Sabo. Jocul s-a jucat până la final, a fost echilibrat, putea să câștige și Slatina. Un meci echilibrat din punctul meu de vedere, mai bine pentru noi în repriza a doua. Dacă nu câștigați aici, nu mai speram, adică nu mai speram. Ce meci să joacă, ce acum crezi dacă am câștigat 3 puncte? E bine că suntem acolo, ne putem antrena după victorie, te poți antrena mult mai bine. Jucătorii de la FC Olt au căutat în zadar egalarea. Până la finalul întâlnirii au reușit doar să-și treacă în cont o singură ocazie clară de gol în minutul 80, când Claudiu Ionescu a ratat singur-singurel la doar 5 metri de poartă. Atitudinea unora dintre jucătorii slătineni îi scoate din lot. Ne ținem de proiectul care urmează, începând de săptămâna următoare vom juca cu foarte mulți jucători tineri. Din păcate, unii n-au înțeles că fotbalul se joacă cu atitudine. Nu ai atitudine, din start ai pierdut. FC Olt va juca sâmbătă 3 mai în deplasare la Bistrița, unde va întâlni echipa Gloria din localitate.